De la extaz la agonie, dacă altă dată de 1 mai Radu Mazăre își pregătea costumațiile excentrice și aparițiile la fel de colorate pentru a marca deschiderea sezonului estival, anul acesta edilul se află în spatele gratilor. Pe 2 aprilie, Înalta Curte de Casație și Justiție a aprobat arestarea lui preventivă pentru 30 de zile. Pe lângă libertate, Mazăre ar putea pierde toată agonisala de până acum. Procurorii DNA i-au pus sechestru pe avere, casa din stațiunea Mamaia, mașinile de epocă, șalupa, precum și o întreagă listă de bunuri mobile și imobile, țin locul prejudiciului de aproape 9 milioane de euro, estimat de procurori. Iar dacă va fi condamnat, Mazăre riscă să le piardă pe toate. Luare de mită, conflict de interese și abuz în serviciu sunt acuzațiile care i se aduc de către Direcția Națională Anticorupție.